Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și am decis astăzi să vin din nou în fața dumneavoastră cu o noutate. De cele mai multe ori folosim pentru jucăriile amigurumi pe care le lucrăm ochișorii cumpărați din comerț, fie cei care au șurubul de siguranță, fie cei fără șurub care vin lipiți. Eu astăzi am hotărât să vin în fața dumneavoastră cu un tutorial în care să învățăm să ne lucrăm singure ochișorii, fără să avem nevoie de cei cumpărați, în felul acesta fiind cusuți pe jucărie, vor fi mult mai în siguranță în mâinile copiilor. Așa cum vă spuneam, fiecare dintre noi, lucrând amigurumi și alte tipuri de lucrări, avem diverse bucățele de fire care ne rămân de la lucrările noastre și pe care nu le putem utiliza în alt mod. Eu propun să lucrăm ochișorii, să vedeți modul în care se pot realiza și culorile importante pe care trebuie să le avem sunt alb și culoarea neagră. Apoi, culoarea ochilor variază în funcție de plăcerea dumneavoastră, fie faceți maro, verzi, albaștri. Cum vă spuneam, macrameul este foarte important, însă poate fi lucrat și cu un alt tip de fir, în funcție de mărimea jucăriei pe care o executați. Eu voi lucra cu macrame numărul 5. Vom avea nevoie de un croșet cu numărul 175, vechiul meu croșet. Vom avea nevoie de foarfece și de un fir despărțitor. După cum vedeți aici, am deja ochii albaștri, verde mai închis, verde mai deschis. Acum voi face o pereche de ochi culoarea maro, un maro mai spălăcit, ceea ce am această bucățică. În sfârșit, vom începe în cercul magic. Mai întâi vom lucra un picior scurt, cel de început. După care, în cercul magic, vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Și cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic. Chiar dacă firul este un pic mai lung, nu vă preocupați, pentru că oricum ochișorul va veni un pic umplut cu melană. Vom închide cu picioruș alunecat sau cu fir alunecat, cum vreți să-l numiți. Croșetul meu joacă feste ca de fiecare dată. Așa. Acum vom pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș scurt vom face o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și 12.
Acum vom face ultimele două. Piciorușe scurte. Deci am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Vă rog să mă scuzați dacă uneori mă încurc. Este oboseala pe care o acumulez în fiecare zi și acum vom continua. Vom atașa culoarea cu care dorim să lucrăm ochișorii. Eu am pus totuși aici firul despărțitor. Voi intra în primul picioruș din rândul următor. Voi da firul negru deoparte fără să îl tai și voi adăuga culoarea maro. Uitați această culoare, pentru că firul este un pic mai grosuț. Celălalt pe care l-am, cel mai deschis, mi se pare mai subțire. Și acum, după cum vedeți, voi închide acest picioruș cu culoarea maro. Voi trage bine firul negru și îl voi lăsa atașat aici lucrării, așa cum vă spuneam. Iar acum vom continua lucrând un picioruș scurt care deja îl avem aici. Apoi, în următorul, vom face o mulțire. Piciorul scurt, 4, o nouă mulțire, 4. Lucrând în felul acesta, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Aceasta nu cred că este greu pentru dumneavoastră, pentru că se lucrează exact cum lucrăm amigurumi, nu? Ca la început. Deci un picioruș scurt urmat de o mulțire. La capătul rândului, un număr de 18 piciorușe scurte. Eu cred că vă va plăcea foarte mult acest tutorial, că vă veți fi interesate. Întotdeauna încerc să fac tutoriale care să vă atragă, care să vă fie și de folos și din care să puteți învăța ceva. Bineînțeles, eu acum mă adresez foarte mult și doamnelor începătoare, pentru că doamnele avansate cunosc foarte multe metode de lucru. Deci, așa cum vă spuneam, acum am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Pasul următor, rândul următor, vom lucra două piciorușe scurte. 2. Urmate de o mulțire. Astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Vă veți minuna cât de simplu este, cât de ușor se pot lucra și cred că veți îndrăgi această idee a ochișorilor croșetați.
Mai ales că ochișorii ne vor da o stare de siguranță în momentul în care jucăriile pe care le lucrăm vor ajunge pe mâna copiilor. Copiii, după cum știți, sunt foarte năzdrăvani, trag totul, pun în guriță și, bineînțeles că trebuie întotdeauna să fim atente, să nu se întâmple ceva neplăcut. Deci vom continua, vom încheia acest rând, așa cum vă spuneam, cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Și voi face ultima mulțire. Voi pune din nou firul despărțitor și de această dată voi lucra un rând de piciorușe scurte, fără să mulțesc. Deci vom lucra în mod normal. Văzut, fac piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu un număr de 24 de piciorușe scurte. După cum vedeți, puteți vedea, ochiul iese un pic în relief, nu este plat. Vom continua. De data aceasta vom lăsa deoparte firul maro. Îl vom ține pentru un pic aici, alături de noi, pentru a-i da siguranță. Și voi începe un nou picioruș, însă nu îl voi închide, ci voi adăuga firul negru. Deci voi continua cu negru. Și vom face un număr de 12 piciorușe scurte în culoarea neagră. În același timp vom prinde și firul maro de desubt pentru a da siguranță firului. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum putem abandona firul maro, după aceea îl vom tăia, 7, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. Acum, din nou, vom intra cu firul negru, însă nu vom închide rândul, ci vom scurta firul maro, pentru că altfel vom avea prea multe fire aici, ne vor încurca. Și vom adăuga firul alb. Cu firul alb vom închide acest
nou rând. Deci am început piciorușul și îl voi închide cu culoarea albă. În felul acesta. Acum voi trage firul negru și cel alb, capătul, le voi trage în spate. În felul acesta. Voi continua, voi lua firul odată pe croșet și voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu. Un picioruș dublu. În interiorul aceluiași picioruș voi intra și voi face un picioruș scurt. Deci în interiorul aceluiași picioruș, nu de aici de la bază, ci din mijloc. Apoi din nou voi lua firul odată pe croșet și voi continua cu o jumătate de picioruș scurt. După care voi continua cu piciorușe scurte până la culoarea neagră. În felul acesta formăm aici acel mic triunghi. Care vine la rădăcina, spre rădăcina nasului. Și voi continua cu piciorușe scurte. E și un fir de păr aici, scuzați. Medicamentele care le prind mi distrug unghiile și părul. Acesta. Acum aici vom face din nou un picioruș scurt, după care vom intra în culoarea neagră, vom trage firul alb, dar nu vom închide piciorușul, ci vom trece din nou la culoarea neagră. Vom da un pic deoparte, va fi nevoie să fim un pic atente cu aceste fire, să nu le încălcim între ele, însă veți vedea că rezultatul obținut merită efortul propriu. Așa, și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Vedeți, nu este nimic greu, nimic deosebit. În câteva minute se lucrează o pereche de ochișori. Mie mi-a mai mult pentru că eu lucrez cu atenție și în același timp explic și de aceea timpul este un pic mai lung. Dar în momentul în care ați făcut prima pereche de ochișori, veți vedea cât de ușor vă va fi. Acum voi intra aici în ultimul picioruș pe care l-am lucrat cu culoarea albă, voi scurta firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru că va fi nevoie să coasem cu această culoare, deci partea neagră o vom coase cu culoarea neagră și partea albă va veni cusută cu culoarea albă. Așa. Și vom închide și uitați-vă, deja primul ochișor l-am realizat. Acum voi scurta și culoarea albă, voi scurta, de fapt, capetele de fire puteți să le lăsați înăuntru,
lăsați și firul alb un pic mai lung. Capetele de fire le lăsați înăuntru pentru că oricum va fi nevoie să punem un pic de melană și pentru a umple ochișorul. Ne vor fi necesare. Le lăsăm aici. Așa. Am realizat deci primul ochișor. Acum, în același fel, voi realiza și cel de-al doilea. Voi începe ca și prima dată în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este piciorușul de început. Acum voi face 6 piciorușe scurte. Pentru că vreau să vă arăt cum se face perechea. Avem 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic. Voi închide picioruș alunecat, așa cum știți și dumneavoastră, așa cum ați văzut până acum. Punem firul despărțitor pentru că va fi nevoie și vom lucra cele 6 înmulțiri, obținând la sfârșitul acestui rând un număr de 12 piciorușe scurte. Practic vom face exact ca și la celălalt ochișor până în momentul în care ajungem la culoarea albă. 10. Iar acum voi face ultima înmulțire. Și am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum, așa cum ați văzut și la celălalt ochi, voi începe primul ochi din următorul rând cu culoarea neagră, însă nu îl voi închide, ci voi atașa culoarea maro. Voi atașa culoarea maro. Acesta va fi primul ochi. Tragem bine capetele de fire. Și deci avem primul ochi, în cel de-al doilea vom face o mulțire. Din nou un picioruș scurt. Urmat de o nouă mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am pus firul despărțitor, așa cum ați văzut. Bine, să nu-l prind în lucrare. Deci două piciorușe scurte. Doi.
urmate de o mulțire. Din nou, două piciorușe scurte. O nouă mulțire. Și ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom face un nou rând de 24 de piciorușe scurte, deci nu vom înmulți, vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește. Vom continua cu piciorușe scurte, ne vom întâlni la capătul rândului, deci un nou rând de 24 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Acum vom continua cu culoarea neagră. După cum vedeți, deja am început un nou picioruș scurt, însă nu l-am încheiat. Îl voi închide cu culoarea neagră. Voi ține pentru câteva piciorușe, voi ține și firul maro în spate și voi lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Din nou, 1, 2, 3, 4. Voi lăsa acum firul maro deoparte. 4. Iar acum vom începe piciorușul cu culoarea neagră, dar nu îl vom încheia, va fi cel de-al 12-lea. Vom scurta firul maro, că nu ne mai este necesar. Și voi adăuga firul alb, așa cum ați văzut că am făcut și la celălalt ochișor. Însă acum vom lucra în mod diferit, veți vedea. Firul negru rămâne atașat lucrării. Voi încheia acest picioruș cu firul alb. Voi trage bine firele în spate. Și voi continua lucrând piciorușe scurte. Pentru că este nevoie să facem celălalt ochi. Nu vom începe cu mulțirile, ci cu piciorușe scurte. În momentul în care ne-au rămas aici doar două piciorușe, până să ajungem la culoarea neagră, vom face o jumătate de picioruș dublu, după care voi face în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu normal,
Voi intra în interiorul acestuia și voi lucra un picioruș scurt. Voi intra în piciorușul de culoare neagră, dar nu voi încheia acest picioruș cu alb, ci îl voi lucra cu negru. Nu știu cum este timpul la casă, aici este un cald, foarte, foarte cald. Voi ține pentru un pic culoarea albă, pentru a-i da siguranță firului. Voi continua cu piciorușe scurte. Acum voi abandona firul alb. Și voi lucra piciorușe scurte până când vom ajunge la culoarea albă din nou. În momentul în care am ajuns la culoarea albă, vom scurta firele, vom închide lucrarea și ochișorii noștri vor fi gata. Doar să îi umplem apoi cu melană și să-i coasem jucăriilor pe care le lucrăm. Am ajuns la ultimul picioruș. Aici voi închide lucrarea. Voi scurta firul. Voi lăsa o bucățică mai lungă să avem pentru cusut, așa cum am făcut și la celălalt ochișor. Apoi vom scurta culoarea albă, vom lăsa o bucățică mai lungă pentru a avea destul pentru a coase capetele de fire. Așa cum vă spuneam și prima, le vom lăsa în interior pentru că vom umple apoi cu un pic de melană. Și uitați-vă că ochișorii noștri sunt gata. Eu sper foarte mult că v-a plăcut ceea ce vedeți exact o pereche de ochișori. Sper foarte mult că v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi pentru dumneavoastră. Dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale pe care eu le execut cu foarte mult drag pentru dumneavoastră. Cum spuneam, dacă vedeți din întâmplare aceste tutoriale, vă rog să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș. Doamnele care sunt deja înscrise, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu. În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii, eu voi răspunde, chiar dacă nu în momentul respectiv, voi răspunde. Atât am vrut să vă arăt pentru astăzi. Sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez spor la lucru.